Campionatul European de Junior 2024 de tenis de masă are loc în perioada 12-21 iulie în Suedia. Slătineanca Andreea Jivcu este singura sportivă din județ care ne va reprezenta la competiția internațională. În această perioadă, sportivii români se află în cantonament, unde își perfecționează tehnica și strategia pentru a fi în cea mai bună formă la competiție. În luna iulie voi avea un cantonament de pregătire și campionatele europene. Un cantonament de pregătire unde? La București. La București. Unde faceți voi pregătire? La Izvorani? Și la Izvorani facem, dar acum vom face în București, la o sală. La sala FRTM-ului, de acolo unde se joacă, unde s-a jucat și competiția. Da, unde s-a jucat competiția. Da. Din cantonament se va pleca direct la europene. La campionatul europene de tineret, cadet? De under 19 și under 15. Under 19 și under 15, campionate europene care se vor ține în? În Suedia. Andreea Jivcu, tânăra speranță a tenisului de masă românesc, se pregătește intens pentru a face față provocărilor acestui campionat. Să joc cât mai bine, pentru că este foarte greu să joc cu sportive mai mari pe plan internațional. Sper să joc cât mai bine, să dobândesc experiențe noi din acest campionat european și să mă pregătesc, pentru că la anul nu va fi diferența așa mare de vârstă și poate la anul pot spera la mai mult. La ultima ediție a europenelor, România a obținut cele mai multe medalii, 17 dintre care 6 de aur.